În momentul în care într-o sală de operații se aude muzică, aproape toată lumea este destinsă. Dan Șuiaga ascultă muzică rock atunci când operează, iar acest lucru îi dă o stare de siguranță. Cum se aude muzica rock într-o sală de operații? Încet, foarte încet deloc și un pic mai tare, depinde de momentele operației. Întotdeauna apelez la muzică atunci când operezi? În principiu, da, e așa, îmi dă o stare de liniște și cumva liniștește și pe oamenii de acolo, pentru că atunci simt că e o siguranță. Ascultatul muzicii în sala de operație e o chestie extrem de frecventă, nu sunt doar eu care ascult. A făcut parte din echipa de medici care l-a operat pe Ariel Sharon. A testat normalitatea sistemului elvețian de sănătate și a văzut cum arată medicina în Africa de Sud, țară pe care o consideră peste România din punct de vedere al sistemului de sănătate. Eram impresionat de tot, de la atitudinea oamenilor unii față de alții, de la teama persoanelor albe de ce o să se întâmple acum, de la... erau senzații multe atunci și acolo am avut colegi din Turcia, colegi din Germania, din Polonia. Era o chestie, ajuta oamenii în Africa de Sud, se ajuta toți unii pe alții. Și trecerea către Israel, următoarea etapă, cum a fost? A fost ca din, nu știu, dintr-o lume într-altă lume. E o țară, și Israelul, tot așa, o țară cumva care e super civilizată, dar e senzația asta de război, e peste tot în atmosferă, cel puțin în Ierusalim, unde am fost eu. Deși nu era ca și în Africa de Sud, în Israel e o senzație de război, că e conflict acolo de ani de zile, adică tot timpul se întâmpla ceva, tot timpul se auzea de un atentat. În momentul în care Ariel Sharon a făcut atac cerebral, toată lumea, presa internațională a intrat așa într-o forfotă. Toți urmăream agențiile de presă ce se întâmplă cu starea lui, dacă este operat, cum va fi după operație, dacă are șanse să-și revină. Asta este de afară. Ce se întâmplă în interior? Pentru noi, în interior, noi ca parte medicală, trăiam așa, nu vedeam... povestea asta de afară nu o sesizam, era pur și simplu o persoană care avusese un accident ischemic, care a trebuit să fie operată de urgență și care avea nevoie de urmărire în terapie intensivă, la care se suprapunea o întreagă logistică din asta militară, o securistică la zonei, ca să nu poți să intri. Am primit toți cartul, nu puteai să intri, adică era destul de păzită toată zona. S-a transformat o secție din asta absolut normală într-o chestie destul de riguroasă, după care a fost transportat fără, deci l-am văzut doar atunci, în timpul operației, după aceea nu l-am mai văzut. Eu îl vedea doar domn profesor și alții care nu știu cine era. Dan Șuiaga a făcut și un top al țărilor unde a lucrat. Avantajul României, spune el, sunt rădăcinile europene. Clar, prima oară e Elveția, după aceea e Germania, Israel, Africa și România. Dar Africa de Sud, să nu vă imaginați că e o țară, deci este peste România. Marocul este peste România, iarăși, din punct de vedere medical și din punct de vedere al calității vieții. În România noi avem un super mare avantaj de a fi în Europa și atunci ne trag rădăcinile europene într-o direcție bună, că dacă am fi fost poate într-un alt continent, nu știu ce am fi fost. Un medic în România ajunge să e mai uman, e mai cald față de paciențe, e o atingere din aia, am văzut de mai multe ori când se transmit informații, când vorbești cu pacienții, văd la colegi și la medici, sunt mult mai umani, mai apropiați de pacient, într-o țară din asta elvețiană, da. Acolo e cumva, e o meserie, încerci să fii empatic, transmiți niște chestii, ți s-a terminat programul, îți vine colegul care e din spate și îți prea treaba. Aici cumva te legi de un pacient, nu pleci. Deci în România, dacă operezi pe cineva, nu poți să plec până nu e externat și știu că e sigur. Acolo l-o operam astăzi și mâine plecam în vacanță, că de mâine se ocupa colegul meu care mă înlocuia și se ocupa el de tot ce însemna pacientul meu. Deci cumva e pacientul meu și mi-l asum și pacientul în sine vrea. Parcă e mai multă legătură din asta empatică între oameni. Viața într-un sistem din ăsta elvețian avea așa o linearitate previzibilă. Adică te puteai vedea la 50 de ani, te puteai vedea la 60 de ani, totul era frumos și uneori nu neapărat frumosul ăsta, pe mine cel puțin ca persoană, mă atrage. Și aici în România mi se pare că pot să fac mai multă
început să ajung mai mult deja, ce știu eu să fac. În Elveția ca și mine erau mai mulți care făceam chestii similare, țara e civilizată, lucrurile merg bine, mi-ar fi fost mai bine copiilor mei și cumva așa, ca sistem de asigurări de sănătate socială, mi-ar fi fost mai bine acolo. Dar aici mi se pare că pot să schimb ceva mai mult decât acolo. Cum e mentalitatea pacientului elvețian sau acelui german comparativ cu un pacient din România? Sunt diferențe mari? Vezi oameni care vin cu mâinile muncite, nu le rușine de chestia asta, nu sunt znobi, nu vor să-și arate bunurile, adică nu o să vezi niciodată într-o țară gen Elveția pe cineva care are bani mulți că vrea să arate chestia asta, din contră. Nu o să-și cumpere niciodată cea mai nouă mașină. Deci o să meargă cu mașina care o are până cade și se rupe și o repară de 10 ori și după aia își cumpără cea mai tare la momentul respectiv și iarăși o ține cât ține. La noi e invers. La noi e mai degrabă n-ai, dar vrei să par că ai. Acolo au și vor să pară să nu deranjeze pe ceilalți cumva să sară în ochi, vor să stea așa low profile. Există și în Occident sistemul micilor atenții? Sunt și acolo, sunt oameni care au o bucurie să-ți dea o ciocolată sau să-ți dea, nu știu, ții minte că am primit de la cineva în Elveția o ladă de vinuri produse de Podgoria lui. Eu și am primit ca mine fiecare persoană de pe secție, care n-aveau nicio treabă cu el, că așa s-a gândat la toată lumea. Aveau mulți refugiați din Kosovo și când avea un pacient în boală oncologică terminală din Kosovo, toată familia dorea să facă orice doar să trăiască, oricum. Și făceai totul să trăiască. Un pacient într-o stație similară elvețian nu-și dorea chestia asta deloc, nici el, nici familia, și semna de la început că dacă ajunge să intră într-o stare vegetativă, preferă să oprim orice act medical. Atunci când sunt grav bolnavi, România apelează la aproape orice. Tocmai de aceea este nevoie de o educație medicală. Românii suntem oricum destul de needucați în general ca masă mare. Adică avem vârfuri și avem o medie mai needucată decât restul Europei, zic, decât lumea vestică. Și atunci suntem mult mai predispuși la înghiți toate balivernele astea care apar acum. Cele mai multe, vă dați seama că internetul și toată mediul ăsta online a venit așa ca și cutia Pandorei. Inițial a fost și este o super platformă de a schimba idei, de a te informa, dar pe de altă parte e o aceeași platformă pentru unii care își dau cu părerea total neavizați și atunci vinzi idei de nu te vaccina că o să faci autism, care e total aiurea. Că vaccinurile au salvat o grămadă de vieți. E clar că sunt niște exagerări uneori la anumite vaccin, trebuie găsite niște căi de mijloc, să-ți găsești un medic pediatru care să spună care e bine să-l faci, care nu. Homeopatia în secolul 19-18 era mai tare ca medicina tradițională pentru că se murea mai puțin după homeopatie. Atunci medicina era așa de cumva puțin dezvoltată din punct de vedere al profilaxiei infecțiilor, nu se spălau pe mâini oamenii. Era mai barbară și se cam murea. Te îmbolnăveai dacă mergeai la un medic și te opera sau pățeai ceva, nu prea supraviețuiai în același procent ca și acum. Și făcând homeopatie, păi, ca și că nu făceai nimic și trăiai mai bine. Și atunci a rămas cu ideea că ce bună e homeopatia. Dar homeopatia e diluția, diluție, practic e apă cu zahăr. Dacă te simți mai bine, e ok, dar măcar, nu știu. Sunt o mulțime de pietre magice, pietre, cristale și de obicei oamenii când ajung în situații din astea oncologice disperate apreciază la toate nebuniile astea și sunt site-uri care vând tratamente extrem de scumpe. Sunt pentru anumite tumori cerebrale primare tratamente care ajung la 100.000 de euro pe lună timp de 6 luni și știu atâți oameni care le-au făcut, au făcut nu știu de unde atâția bani sacrificii și tot nu se întâmplă nimic mai mult. Da, speră, știi, când ajungi în stare disperată, speri în orice. Da. Ai vreo sugestie pentru astfel de oameni? Să-și găsească un medic cu care să vorbească, să pună niște întrebări și să nu plece nelămurit. Adică dacă dau de un medic care nu le răspunde la întrebări, să-l schimbe. Atunci când ai în față un pacient cu o boală oncologică, îi spui direct sau apelezi la familii intermediari? De obicei sunt destul de direct, dar nu la modul direct așa ca să îi trântesc în față, că ei știu de fapt ce au și încercăm să găsim soluții împreună. Are dreptul să știe asta, pentru că unii oameni își fac ordine în viață și fac chestii ce nu le-au făcut. Nu poți să-i ascunzi până în ultimul moment să-i zici că e răcit și că are nu știu ce și în final săracul să fi trăit 6 luni fără să-i făcut nimic din ce ar fi făcut dacă ar fi știut. Întotdeauna m-am gândit că viața unui medic nu e deloc ușoară.
Și tot timpul mă gândesc cum reușește un medic să se descarce de toate energiile negative, pentru că acolo unde este suferința, automat e și durere și e o stare de disconfort sufletesc. Cum reușești să... E ca la jocul ăsta pe calculator, știi, când te încarci cu energii pozitive, negative. Depinde cum e echilibru. Că de la unii pacienți care sunt ok, primești energie pozitivă care compensează energia de tristețe negativă de la alții care au o situație mai nefericită. Și după aceea este familia. Are și o chestie care te ajută să treci pe... Când sunt lângă un pacient care simt că există un risc vital, nu știu, cel mai mult mă gândesc să fac totul bine, să nu se întâmple nimic. Adică am un consum din asta destul de mare, pe care încerc să nu-l arăt, că tocmai dacă îți arăți consumul ăsta, cumva toți cei din jurul tău care sunt în echipă cumva îl preiau și așa. Trebuie să fie cineva care să pară că totul e o chestie super simplă și totul va merge bine.